Se consideră triunghiul dreptunghic ABC cu măsura unghiului A de 90 de grade și cos de B egal cu 3 pe 5. Să se calculeze sinus de C. Haideți să trasăm un triunghi dreptunghic. Deci A unghiul drept, B C. Ce ne dă problema? Cosinus de acest unghi B. Cum vom proceda? Știm că suma măsurilor unghiurilor ascuțite ale triunghiului, măsura lui B plus măsura lui C, este 90 de grade. Ce ne cere problema? Sinus de C. Păi pe C o să-l calculez în funcție de B, pentru că mie mi se dă o funcție de B. Da? Deci este sinus de 90 de grade minus B. Dar știm că sinus de complementarul unui unghi este cosinus de complement de unghiul respectiv, deci egal cu cos de B. Dar cos de B este 3 pe 5 și cu aceasta problema este încheiată.